Putem începe, da? Da, mersi. Bună ziua, stimați cetățeni! Vin în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta un proiect de lege care a fost înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova de către un grup de deputați, membri ai Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Obiectivul principal al proiectului este de a exclude normele abuzive și a reduce plățile informale în instituțiile de învățământ prin intermediul asociațiilor de părinți declarativ destinate îmbunătățirii infrastructurii școlare. Prin acest proiect de lege propunem mai multe soluții care ar descuraja colectarea plăților informale în instituțiile de învățământ general și profesional tehnic și ar asigura transparență în acumularea și gestionarea fondurilor extrabugetare. Și anume, oferim posibilitatea ca oamenii să poată transfera cele 2% din impozitul anual direct către instituțiile de învățământ general și profesional tehnic, așa cum o fac pentru organizațiile neguvernamentale sau cultele religioase. Lista instituțiilor de învățământ în drept să participe la desemnarea procentuală va fi stabilită anual de către Agenția Servicii Publice în coordonare cu Ministerul Educației și Cercetării. Totodată, oferim posibilitatea persoanelor fizice și juridice să sprijine prin donații, granturi și sponsorizări exclusiv dotarea bazei materiale a instituțiilor de învățământ, educația și instruirea copiilor și elevilor. Aceste acțiuni urmând a fi derulate în mod direct instituțiilor de învățământ și nu prin intermediul asociațiilor de părinți fondate. Un alt element de noutate prin modificări la codul fiscal permitem deducerea donațiilor în beneficiu instituțiilor de învățământ general și profesional tehnic în cuantum de până la 10% din salariul mediu lunar pe economie prognozat și aprobat de guvern. Propunerea care de asemenea va contribui la acumularea unor resurse financiare ce vor fi utilizate exclusiv în dezvoltarea instituțiilor de învățământ respective. Toate aceste acumulări vor fi gestionate de instituțiile de învățământ prin intermediul unui cont extrabugetar, conform normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanțelor. Pentru asigurarea unui control riguros a modului de gestionare a finanțelor extrabugetare, propunem instituirea a unei noi atribuții către Ministerul Educației și Cercetării de a monitoriza împreună cu alte instituții respectiva activitate. Propunem intrarea în vigoare a legii la 1 ianuarie 2024, la fel dispunem în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, asociațiile obștești ale părinților, fundațiile și alte organizații necomerciale care au fost fondate și activează în scopul dezvoltării instituției de învățământ, urmează să-și înceteze activitatea sau să-și modifice actele statutare. Reiterez, prin acest proiect de lege, instituim un nou mecanism de acumulare și gestionare a banilor extrabugetar, în mod predictibil, voluntar, transparent și, cel mai important, legal, în beneficiul instituțiilor publice de învățământ general și profesional, pentru garantarea educației corespunzătoare pentru toți, de calitate pentru toți copiii și elevii din țara noastră. Vă mulțumesc! O zi frumoasă!